În 1492, Cristofor Columb pleca în prima sa călătorie spre lumea nouă. Data de naștere a Americii e prin octombrie. La Gurăslău, în 1601, Mihai Viteazul, aliat cu generalul Basta, înfrângea armata lui Sigismund Bathory. O săptămână mai târziu, voievodul român era ucis din ordinul aceluiași general pe câmpia Turzii. Ne-a dezvăluit într-un foileton de 10 volume Misterele Parisului. Era convins că într-o zi sau alta, mai curând sau mai târziu, toți își găsesc nașul. În 1857, exilat și părăsit de prieteni, a înțeles că viața cea mai îngrozitoare, cea mai cumplită, nu înseamnă nimic pe lângă moarte. Muza lui Eminescu a avut parte de un destin pe măsură. Doar el îi aprecia poeziile, în timp ce critici consacrați aveau mare țineri. Iorga îi compara viața și opera cu una din acele drame antice în care se cuprind trei piese deosebite, reprezentând cele trei faze ale aceleiași acțiuni: greșeala, efectele ei înainte de expirare și pedeapsa. În vara fatidicului an 1889, Veronica s-a otrăvit cu arsenic la Văratec. Medicul născut pe plaiuri botoșenene a fost profesor la universitățile din Iași și București. Cum de grădina botanică se ocupase deja la Iași Anastasie Fătu, Brânză a înființat-o pe cea din București. La 20 de ani a plecat în Franța, la Marsilia, și a urmat un timp cursurile unei școli de marină, după care s-a angajat marinar pe un vas al flotei comerciale franceze cu destinația Martinica. După 3 ani de navigare pe vase franceze, a intrat în serviciul Marinei Britanice, devenind ofițer, după ce în 1886 optase pentru cetățenia britanică. Apoi a devenit unul dintre cei mai buni scriitori de limbă engleză. When I come home to you, San Francisco, sun will shine for me. Numele său este legat de studiul pigmenților vegetali, în special a clorofilei, pentru care a și fost recompensat cu Nobelul în 1915. Tot lui îi datorăm și sinteza cocainei, dar și a atropinei. When I said I would, tell me what was I. Cenzura ceaușistă nu a permis apariția nici măcar a unei opere a dizidentului rus. Până și în Cuba lui Castro a fost publicată povestirea O zi din viața lui Ivan Denisovici. Arhipelagul Gulag a fost publicat de autor în 1973 în grabă, pentru că dactilografa textului, care știa unde sunt ascunse manuscrisele, murise, probabil ajutată de KGB. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.